Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela Oconu, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nod, nord, în Capricorn, etalare pentru mai. Dacă vreți să o mențineți până în iunie, pentru că am întârziat câteva zile, bine, dacă nu, oricum, țineți cont că aceste energii vibrează mai mult timp decât o lună. Să vă citesc ce mesaj vreau să se arate. Cred că în primul rând și în primul rând sunteți între două povești. Unii dintre voi, nu toată lumea, evident. În primul rând este o romanță în viața unora care se înfiripă, s-a înfiripat, în care trebuie să învățați să vorbiți limbajul dragostei sau limbajul celuilalt. Toți avem un limbaj al dragostei specific sau care se vede prin planetele noastre și pot să existe diferențe chiar dacă există dragoste. Aveți o uniune a inimilor, dar pentru care trebuie să aveți multă credință. Trebuie să aveți multă credință că vă veți uni cu sufletul pereche. Și pe de altă parte, aveți o chestiune care ține de 10 de monede de casă, de tradiții. Poate de căsnicie, poate de o relație de lungă durată, poate de un contract. Dacă e un contract la locul de muncă, este o călătorie care vă influențează într-un fel sau altul, este un proiect, copilul, da? E un proiect. Probabil că la locul de muncă, unii dintre voi sunteți trimiși într-o călătorie să începeți un proiect. Da, iar 8 de pute. Călătorie. Dacă nu e vorba de locul de muncă, e dacă e căsnicie. Aici este. Sunteți între două drumuri. Un drum mai întunecat și unul mai luminos. Eventual unul tradițional, unul netradițional. Sau unul de care v-ați nu neapărat plictisit, care v-a apăsat de-a lungul timpului prin greutățile prin care ați trecut și altul care vă îndeamnă la speranță. Romanța, în general, ne îndreaptă la speranță, dragostea, credința, da? Și totuși, dacă sunteți la răscruce de drumuri și trebuie să alegeți între romanță și familie și tradiție, problema cea mai mare este un copil. Cel puțin unul. Un copil. Sau cum să manifestați la distanță, cum să manifestați gândurile, aveți niște conflicte, aveți niște lupte de dat, iar depinde de context. Și zic că sunt totuși două povești, pentru că văd aici un as de cupe, justiția și regina de vute, o persoană echilibrată și totuși pasională, sau poate v-ați îndrăgostit de o avocată sexy și atrăgătoare, iar este posibil cu asul de cupe. Dar aveți în spate multe blocaje, aveți multe lupte, multe idei preconcepute peste care trebuie să treceți. Oricum, aici este atracție și un soi de justiție. Într-un fel sau altul, poate această atracție, această pasiune, poate să vină ca o justiție divină în viața voastră. După ce ați experimentat, unii dintre voi, aici sunteți voi, o situație destul de ciudată. Apare Marea Preoteasă și Faetonul, 5 de spade și Eremitul. S-a pus o tăcere, un văl de întuneric, de ceață, de cuvinte nespuse, după ce s-au spus foarte multe cuvinte. S-au rănit cei doi, s-au rănit poate chiar mai multe persoane și acum s-a lăsat tăcerea. Acum trebuie înțeleasă lecția spirituală într-un conflict. Într-un conflict care s-a datorat unor secrete, unor confuzii și poate, iar e chestiunea de călătorie, faetonul, călătoriile cuiva, debute, misterioase, ciudate, au creat aceste conflicte și conflictele, evident, au adus tăcerea. Acum că aveți pe cineva în semnul peștilor cu care ați vrea să mergeți înainte și totuși aveți pe cineva gelos, pești sau rac, sau aveți totuși pe cineva gelos în preajmă, iar, vedeți, pești, rac, semn de aer sau, dacă nu e semn de aer, cineva cu atitudine foarte geloasă. Și această tăcere, trebuie să mențineți tăcerea pentru că nu puteți manifesta deocamdată acest faeton. Și zic, asta e o poveste, asta e altă poveste. Sunteți între două situații. Interesant că, da.
La capătul setului de cărți sunteți voi, regele de monede, care așteptați iar întâlnirea cu sufletul pereche. În ce sens îl așteptați? Vreți să construiți? Ați vrea să construiți, dar știți că e nevoie de transformare. Adică, dacă există căsătorie, trebuie renunțată la căsătorie pentru sufletul pereche. Dacă nu există căsătorie, trebuie transformat ceva, renunța la vechi obiceiuri, renunța la niște lucruri ca să se producă uniunea, justiția, echilibru, poate chiar să vă și căsătoriți, iar variază de la... Ia uite, am deschis la... Am deschis... Am pus justiția exact la diavolul, la capricorn. Nu, că ar fi toți capricornii diavoli. Dar, din păcate, cărțile de tarot uneori arată și așa. Hai să vedem. Cărțile. Capricorn, soarele nu a venit să ascende nord în capricorn. Ia uite, așteptați. Încercați să lucrați în grădina voastră, să așteptați în lucru. Nu e așteptare cu mâinile în sân, ci lucrați, creșteți financiar, vă administrați resursele. În această așteptare, iau-te și o dragoste aici. O dragoste care e în stand-by. E o dragoste care e în stand-by. Capricorn, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. O centrală vă apasă pe inimă această problemă. Căsnicia, jobul, niște responsabilități vă apasă, e chiar central. Nu-i? Dacă cineva cu marcaj în semn de foc, posibil. Și îmi zic marcaj, poate să fie Marte, lună, venus, ascendent. Și chiar dacă nu este o situație apăsătoare, vă arde inima, cum se zice. Vă arde inima. E interesant că în această carte este un capricorn și cu căpriuța sa. Un cerc cu căpriuța sa. E un cuplu, într-adevăr, în care se muncește foarte mult și mai există un alt cuplu potențial în care cei doi sunt liberi. Pentru că cerbul și căprioara sunt liberi, măi. Sunt liberi. Într-un fel sau altul și capricornul are nevoie de libertate. Într-o formă. Capricornul a evoluat. 10 de cupe și 10 de bâte mai. Aici este provocarea. Dom'le, ce trăiesc? O căsnicie de chin sau o romanță de vis? În care pot să ajung la uniunea sufletelor, pot să mă căsătoresc cu omul care îmi place, femeia care îmi place, față de care simt sentimente frumoase, nu doar responsabilități. Mai există varianta? Opoziție, de opoziție, foc, apă. Cineva vă... Și nu vorbesc. Da. Aveți pe cineva cu marcaj în foc și marcaj în apă. În fine. Oh, în trecut aici este diavolul, dar o să interpretez altfel. Este o energie toxică, sunt relații karmice, sunt contracte, sunt joburi, sunt responsabilități, sunt obsesii, sunt adicții, sunt frici. E mândrie și pasiune, da. Sau obsesie pentru bani, da. Sunt foarte multe în trecut, vedeți pe unde sunteți. Judecata. În ultima vreme, eventual, poate vă gândiți și încercați să vă gândiți. Dom'le, cum e mai bine? Așa sau așa? Vedeți și voi. Să-mi consum energia, să mă îngenunchez în situații care nu se mai termină, responsabilități care nu se mai termină sau să mă bucur, domne, de o viață frumoasă cu cineva care mă înțelege, mă simte și mă bucură. Aici e judecata, judecați. Pentru că ele, ați văzut, au apărut în cuadratură. În viitor, cavalerul de cupe, e o energie frumoasă, optimistă. E romanță. Da, e o romanță. În prezent aveți 4 de monede. Iar un bărbat tradițional. Dacă sunteți voi, țineți prea mult la tradiții, la bani, la acea structură. La o casă destul de rigidă. O să clarific să vedem ce înseamnă. Poate nu sunteți voi, poate e altcineva.
Nu trebuie să fie semn de pământ, chiar dacă arată monede, da? Este un personaj, în mod special, bărbat. Care poate prea strict. Prea strict. Și dacă aveți anumite planete în vărsător, în săgetător, sunteți genul de capricorn care vreți și voi și, sau în semnul peștilor sau în scorpion, dacă aveți planete, vreți, domnule, totuși emoții, cât ați fi de capricorni. Vreți și voi fericire. O, asta e sfatul. Trebuie să vă transformați viața, să alegeți, să o luați de la zero, dar e dureroasă, e intensă transformarea. E intensă. Nu e ușoară. Da? Dar sfatul este această transformare. Nu puteți să ajungeți, dragii mei, nu puteți să ajungeți la acest suflet de pereche dacă nu treceți prin transformare. Aici este. Este un 8 aici, da? E casa 8 a scorpionului. Și 2 este relația dintre cei doi. Probabil că și sufletul vostru, acesta pereche frumos cu care intrați în romanță, au și ei de transformat ceva. Dar asta e. Fără transformare, fără renunțare, nu se poate intra în uniune, într-unul. Doi, într-unul, da? De-aia vi se zice, aveți credință. Pentru că această transformare nu este ușoară. Nu este ușoară. Și credința se vede, de fapt, speranță. Se vede și în această carte. Aici e provocarea. E greuț. E greuț. Exterior, 3 de monede. Cineva încearcă să construiască cu voi ceva. O să clarific în ce sens înseamnă această construire. Poate este iar a treia cărămidă. Pe lângă cele două apare a treia. Posibil, pentru că e o romanță și o căsnicie. Posibil. Dar este necesară tocmai pentru trei, înseamnă, ține de Trinitate, pentru creșterea voastră spirituală. Vedem. E o influență exterioară. Poate un alt semn de pământ. Poate cineva la locul de muncă. Poate nevoia de colaborare cu cineva. Vedem. O, de asta vă e frică. Mai, prefera să munciți decât probabil să treceți prin această transformare pentru sufletul pereche. Vă este teamă. Că asta e. Diavolul poate să însemne și teamă. Teamă că nu o să aveți parte de sufletul vostru pereche, sufletul vostru geamăn, flacăra voastră geamănă, că nu o să aveți parte de fericirea este. Aici este. Cum gândiți judecata? Cum gândiți și cum manifestați? Dar dacă inima voastră este atât de apăsată, este destul de greu să manifestați. Poate că vă este teamă de cineva cu care ați avut într-adevăr o prietenie și probabil că acum ceva s-a stricat, iar variază. Marea preoteasă, asta vă doriți. O să clarific. Marea preoteasă e totuși o arcană înaltă. Și nu e... E înaltă din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că vorbește despre spiritualitate. Vă doriți pe cineva care să vă înalți în alte dimensiuni după ce ați ținut foarte mult de reguli, de responsabilități, de tradiții, de muncă? Unii dintre voi. Marea Preoteasă. Este frumos. Vă doriți Marea Preoteasă? Poate unii dintre voi. Să vorbim și despre capricornii evoluați. Vă doriți să creșteți spiritual? Vă doriți să înțelegeți niște lucruri? De ce aveți parte de karmă și nu de dharmă? Poate vă doriți totuși să înțelegeți cum să faceți această transformare intensă într-un mod mai plăcut, mai ușor, eu știu. Wow, soarele! Ce reușiți să faceți? Să mergeți către soare, să vă bucurați. 9 de bâte și asul.
de spade. Manifestați un început. Manifestați o trezire spirituală cu Marea Preoteasă și Soarele și această transformare. Ceva se transformă. Și pentru că 10 de cupe înseamnă și soricelul, pentru mine, soarele și soricelul, da? Și aveți aici 10 de băte. Posibil pentru unii să fie o mare fericire care consumă foarte mult. Fericire nu sunt ușoare. O stare de euforie care consumă, pentru că nu poate fi pusă în practică din cauza acestui 4 de monede. Se dorește colaborarea, dar există niște restricții. Uite și aici, 9 de băte. Există niște restricții în calea acestei fericiri pe care trebuie să le manifestați prin cuvântare, prin renunțarea la relațiile karmice, prin sinceritate, prin comunicare. Am zis cuvântare, comunicare, da? Interesant, vorbiți limbajul. Deci trebuie să vorbiți limbajul dragostei și soarele înseamnă dragoste. Da? Ca să puteți debloca ce ar putea să stea în calea fericirii. La capătul setului de cărți aveți regina Capricornul, da? Regina de monede și lumea. Lumea este o nouă etapă. Vreți să închideți un capitol în care, iau-te, v-ați luptat. Iar 10 de monede, da? V-ați luptat într-o căsnicie? Poate cu cineva cu marcaj în semn de apă, pește, drac, scorpion? Poate. A fost dragoste, dar acum e tăcere. Eremitul. Între voi, uite, e tăcere între voi și semnul de apă. Dar nu e obligatoriu. Dar în fine, este o posibilitate. Este o luptă. Poate că a apărut cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special în zona zodia leului. Și vreți să încheiați oricum capitolul în care vă luptați în căsnicie, vă luptați pentru stabilitate financiară, vreți să nu vă mai luptați. Vreți să fiți, pur și simplu, să fiți voi. Apreciați, să vă apreciați și pe voi, să fiți apreciați. Regina de monede vorbește despre valoare, despre eleganță, despre stil, despre manifestare practică, nu doar emoțională, nu doar mentală, practică, nu doar energetică, practică. Lucruri funcționale. Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos, 10 de băte. Ce apasă pe sufletul Capricornului? 10 de băte. Extraordinar. Aici este. Trebuie transformarea. Transformarea asta nu ușoară. Arde. Consumă. Încă se simte efectul conjuncției care a fost 2 ani de zile și ceva, da? Jupiter. Și în primul rând Saturnul. Conjuncția n-a fost așa de mult. Saturnul a fost în Capricorn. Încă se simte efectul. Este Pluto iar în Capricorn. Treceți prin transformări de mult timp. De mult timp. Trebuie să puneți capăt în primul rând acestor responsabilități care vă dărâmă. Vă dărâmă. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Clarificăm, te rog, 10 de cupe pentru Capricorn. 10 de cupe. Uite, regele de monede. Vreți un soț, o soție cu care să fiți fericiți. Da? Nu mai vorbesc de zodii pentru că s-ar putea să vă derutez. Însă, vreți să renașteți. Ia uite, Marea Preoteasă și Judecata. Marea Preoteasă aici. Și 10 de bute iar. Da? Vreți să înțelegeți că asta face Marea Preoteasă și Judecata. Să înțelegeți de ce a trebuit să treceți prin toate greutățile. Iar
Pentru că aveți aici o regină de bâte, este o pasiune chiar care vă consumă și despre care nu puteți vorbi. Dar trebuie să vă ascultați intuiția în această poveste. Trebuie să vă ascultați intuiția. Nu puteți vorbi cu oricine despre această intensitate. Pentru că nu vă înțelege lumea. Clarificăm, te rog frumos, diavolul în trecut. Trecutul îndepărtat. Situații toxice. Va eremitul. Da. O lecție spirituală. Tot ce am zis la diavol mai devreme este o lecție spirituală pe care trebuie să o înțelegeți. Ia uite. Să înțelegeți. Îmi place la setul ăsta de cărți pentru că sunt patru personaje, nu trei. Ce înseamnă cuplu bazat, cum să zic, nu bazat? Adus față în față de diavol și ce înseamnă cuplu adus față în față de înger? E o mare diferență. Aici se semnează contracte, că toți sunteți saturnieni, da? Se șantajează. Dacă faci cu tare, fac cu tare. Ești a mea, atunci ești al meu, atunci eu am pot permite cu tare. Așa se întâmplă într-o căsnicie tradițională. Dar când sunt îngerii, cei care v-au adus împreună, nu vă mai puneți probleme de genul ăsta. Pentru că e dragoste și dragostea nu înșală, nu minte, da? Dragostea e îndelung răbdătoare. Deci una este tentația și este dragostea divină. Și voi vă doriți aici uniunea sufletelor, dragoste divină. Și aveți aici două suflete de care vă e teamă. Pentru că v-ați obișnuit cu relații karmice. Nu cu relații, aici este, sacre. Și e lecția spirituală prin care trebuie să treceți. Greutățile, adicțiile, toate trebuie depășite. Cu înțelepciune. Și trebuie să meditați cu și Mercur, da, și judecata, da? Trebuie să meditați, să gândiți la ele. De ce? De ce se întâmplă? Să investigați, pentru că eremitul investigează, studiază, se roagă. Clarificăm judecata, te rog frumos. Ia uite, asul de bâtă. O nouă pasiune. Eventual o nouă atracție pentru cineva, romanță, că tot avem. Dar poate să fie și dorința de a renaște. Pentru că și judecata înseamnă dorința de a renaște. Mai ales după această transformare la care sunteți chemați, a apărut de două ori, transformare emoțională, sentimentală, spirituală. Da? Și asta de putere înseamnă putere, sănătate, creativitate. Nu doar atracție, înseamnă multe, da? Și aici este, în ultima vreme, vreau să vă ascultați îngerii. Cum puteți să renașteți? Cum puteți să fiți sănătoși, creativi, combativi? Și să atrageți, pentru că bătele atrag prin căldură, da? Să atrageți parteneri pe măsură. Da, evident că poate să fie și o aventură, poate să fie și o atracție, poate să fie și un proiect. Eu v-am dat o grămadă de variante, vedeți unde sunteți. Magicianul. Și doi de bâte. Da. Trebuie să alegeți. Schimbați energia, manifestați. Dar pentru asta trebuie vindecare, iar steaua. După ce ați așteptat, după ce ați muncit, eu știu, în alte direcții. Mai dăm o carte pentru acest as de bâte. Am văzut și regina de bâte, da. Extra. Iar a revenit magicianul, da. Manifestare, vreți să manifestați, uite. Acum, mai este o variantă. 6 de monede, 2 de spade. Și 6 de bâte. 6 de bâte, 6 de monede, 2 de spade. Și 6 de cupe, fantastic. Da, un turn, a fost o separare. De un suflet pereche cu care vreți să aveți victorii și vreți să echilibrați. Dar pentru asta trebuie să gândiți. Gândirea a apărut la judecată. Doi de spade, judecata, da? Ideea este că și Mercur înseamnă gândire, înseamnă și cuvântare, cum a zis mai devreme, dar trebuie să vă gândiți dacă această pasiune, cum a zis mai devreme la îndrăgostiți, această pasiune, această atracție vă manipulează, acest personaj sau această energie vă manipulează, vă derutează, sau este ce aveți nevoie ca să manifestați o altă viață? E chestie. Sunt lucruri la care trebuie să vă gândiți, da? Sunt lucruri la care trebuie să vă gândiți.
Și magicianul și eremitul și judecata reprezintă gândire și asul de spade și doi de spade. Toate reprezintă gândire. Nevoie să vă gândiți la așa ceva. Clarificăm patru de monede. Împărăteasa. Totuși țineți la soția voastră, unii dintre voi, sau vedeți pe cineva ca pe o soție, ca pe, ca pe un personaj deosebit. Țineți la cineva care are o vibrație foarte înaltă. Dacă nu-i soția, poate să fie un personaj cu o vibrație foarte înaltă. Aici am uitat să vă dau, da, semn de foc, berbec, leu, săgetător, gemeni, fecioară, Pluto, scorpion. A, în fine, sunt multe, sunt toate zodiile oricum, sunt toate zodiile. Și totuși sunt cinci de cupe, niște lacrimi în această poveste cu sufletul vostru pereche. Poate că țineți la postura voastră de soție, poate țineți la mamă, ceva. Părăteasă, mai dăm totuși o carte. Ducă-s niște lacrimi la mijloc aici. Mai dăm o carte pentru împărăteasă și patru de monede. Patru de monede. Și împărăteasă. Regina de bute. Da, e un personaj care vă atrage și pe care îi vedeți excepțional. La acest personaj țineți foarte mult. Pentru că vă inspiră. Vă protejează. Da? Sunt și bâte. E și creștere și senzația de maternitate, de protecție. Țineți foarte mult acest personaj. Deși, interesant, pentru că aveți momente de analiză și de alegeri, s-ar putea să fie două personaje la care țineți și trebuie să decideți la care țineți mai mult. La care țineți mai mult. Sau la ce postură țineți mai mult. Postura de mamă sau postura de personaj liber și îndrăgostit. Da? Că totuși o romanță și casă, romanță și casă. Nu e ușor. Ia uite, conflicte, invidii, invidii, dezamăgiri, tăceri, analiză. Clarificăm, te rog frumos, moartea în poziția sfatului. Ce ușor, ia uite, 5 de băte. 5 de băte înseamnă conflicte. Conflicte, luptă cu bârfele, cu invidioșii, cu concurența. Ar trebui să moară aceste conflicte. Să le transformați. Și în ce le transformați, pentru că 5 înseamnă schimbare și vorbim și de transformare prin creativitate, transformați toată această luptă într-o energie inspirantă. Ca să mergeți către 6. Și nebunul. Și iar îndrăgostiții. Și iar acest cavaler de spade și energia lui foarte derutantă sau aici este. Aveți tendința. Cred că unii veți avea tendința dacă sunteți între casă și atracția pentru cineva s-ar putea să rămâneți cu să renunțați la atracție pentru tradiții. Asta e tendința Capricornului, nu? Deși acum vedeți ce înseamnă acest 10 de bâte. Consum de energie, atracție foarte intensă. Vedeți și voi. Da? Aici este în inima voastră. Moartea este și aici. Și aici. Tot așa cu foc. Aici e 5, acolo e 10. Interesant. Moarte și 10 de bâte, moartea și 5 de bâte. Mai dăm o carte de curiozite. Uite că tot ne vine. Mai dăm o carte. Pentru sfat. Nu, că pica mai multe asta o sfat. 8 de monede.
pe să munciți. Tot munca vă transformă, tot la muncă se ajunge la Capricorn, mai devreme sau mai târziu. Poate să fie un conflict la locul de muncă, căruia trebuie să-i puneți capăt. Interesant, da? Eventual, în această transformare, că și 8 înseamnă transformare, vedeți? Și 8 înseamnă transformare, că nu se vedea. Ia. Așa. Ca să puneți capăt acestor conflicte și concurențe și discuții și ce or mai fi, trebuie să vă concentrați pe dezvoltarea unor noi abilități. Muncind în a descoperi noi abilități, vă transformați și reușiți să puneți capăt unor energii foarte intense și prea combative pentru voi, cel puțin în această perioadă. Eventual există bârfe despre un triunghi amoros, poate, pentru unii. Cavalerul de monede s-a încercat să meargă către soare. Poate ați încercat să mergeți către cineva prea fierbinte pentru voi. Vedem. Pentru că aici apasă, aici iar frige, 5 de bâte frige. Că trebuie să vă luptați. Mai. Vedeți? Încerc să... Da, știți și voi cât încerc. 3 de monede, influență exterioară. 3 de monede, influență exterioară. Poate să fie cineva la locul de muncă, iar. O influență la locul de muncă. O aventură la locul de muncă. Dar nu e obligatoriu, dragii mei. Nu săriți în sus acum că să vă suspectați. Poate pentru unii, nu pentru toată lumea. Da? Nu pentru toată lumea. 2 de monede, 3 de monede, o influență exterioară, cineva, da. Poate să fie două joburi, două proiecte la care lucrați. Da? Nu neapărat femei. Poate să fie și două joburi. Și totuși apar confuziile emoționale. Tăceri, alegeri. Mai dăm o carte. Ce influență asta? Exterioară. Mai dăm o carte. Ce e 32 de monede? O, soarele, măi. Da. Cineva vă atrage, măi, ca un magnet. Are o căldură, are o strălucire fantastică. Vă atrage. Și aici este. Posibil la locul de muncă. Și aici încercați să rezistați. Că văd, se vede aici. Se vede, uite, cum încercați să rezistați acestui soare. Mai dăm o carte. Totuși, soarele o energie foarte frumoasă, zis, inspirante, cineva care vă inspiră. Să fiți alții, nu doar să munciți așa, nu doar să munciți, să vă faceți responsabilitățile. Cineva care vă dă căldură. Uite, 4 de spade, aici, trebuie să meditați. Poate că și ei încearcă să aleagă. Aha, interesant. Pentru că și 4 de spade și 2 de bâte arată o perioadă în care cineva meditează. La voi, 3 de monede. Poate acest soare trebuie să aleagă, nu? Și se gândește. 4 de spade. Da. Ciudate sunt detaliile astea. Ia uite, 10 de spade. Pentru că este durere. Este trădări în acest cuplu. 2 de cupe. Suflete perechi. Da, simțiți că sunt de suflete perechi. Dar și suferiți în această... Ia uite. Câte sunt? 9. E suferință pentru că cineva încearcă să reziste din cauza tradițiilor. A nevoie de stabilitate pentru casă, pentru, eu știu, da, pentru casă, pentru căsnicie, pentru contracte. Nu e ușor. Nu e ușor. Da, vreți suflete perechi, vreți uniune, dar ce credeți? Că apare tot așa la? Nu. 2 de cupe în poziția fricilor. Ia uite,
8-9. Un suflet care e independent și voi care nu sunteți. Sau n-ați fost, în fine, rămâne de văzut. 9. Astăzi, sufletul acesta vă cheamă la independență, vă cheamă la creștere, pentru că e 9. Și 5, iaute, conflicte, amânări, sacrificii, regina de cupe eventual, într-o dragoste. Într-o dragoste. Acest personaj tot încearcă să investigheze pe calea tarotului ce se întâmplă. Încearcă să înțeleagă aceste amânări, aceste situații, conflicte, discuții. Nu e doar frica voastră, este și frica lor și neînțelegerea, pentru că apar confuzii. Am văzut la un moment dat și 7 de cupe. Nu e ușor. Pentru că o relație interesantă aveți și în familie interesantă. E o relație, da? Și în această romanță. Sau dacă nu e în familie, repet, e la locul de muncă. Și trebuie să ieșiți din obsesia asta pentru bani, pentru a crea stabilitate financiară și să vă schimbați concentrarea către uniunea sufletului vostru cu sufletul pereche. Chiar dacă nu sunteți căsătoriți. Că poate nu o să fiți toți căsătoriți, da? Clarifică-mi, te rog frumos, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, în poziția dorințelor, Capricorni. Regina de monede. Care s-a oprit și aici, da? Regina de monede. Sunteți voi. Sunteți voi. Sau, dacă nu sunteți voi, adică, da, tot sunteți voi. Dar vreau să zic că sunteți voi doritori să creșteți spiritual, unii, nu toată lumea. Și sunteți voi cu niște secrete, sunteți capricorni. Față de perechea voastră, pentru că aici e 10 de cupe, da? Iar o căsnicie, perechea divină a regelui și regina de monede și Marea Preoteasă, niște lucruri neînțelese. Vedeți cum simțiți etalarea? Ia uite, 10 de monede, da, în căsnicie. Încercați să țineți secret ceva. Ia, ce țineți? Mai dăm o carte, deși n-ar fi frumos să zicem, nu? N-ar fi frumos, pentru că noi facem pentru Capricorn, nu pentru celelalte zodii. Dăm o carte. Vedeți că nu-i frumos să zic? Nu, asta e. Capricorn nu are dreptul la intimitate. Da? Capricorn nu are dreptul la intimitate. Marea Preoteasă de două ori. Deocamdată nu trebuie să știm. E dreptul lor să tacă și să nu spună. Și repet, unii care vor să crească, chiar vor să crească. Unii dintre voi v-ați îndrăgostit de un personaj, Soarele și Marea Preoteasă de două ori, unii, nu toată lumea. V-ați îndrăgostit, țineți de un personaj foarte intens, foarte dezvoltat spiritual. Nu toată lumea, zic, da, nu toată lumea. E Soarele, 10, de două ori, 10 de cupe înseamnă mult mai mult decât căsnicie, da? Și Marea Preoteasă de două ori și Moartea de două ori. Un personaj foarte intens care vă transformă viața prin vibrația sa. Asta e. Dar nu pentru toată lumea, repet ca să știți, dragii mei, da? Repet pentru unii, asta e. Da. Și sunt niște amânări. În calea acestei întâlniri, flacăra voastră geamănă. Cu îndrăgostiții și 4 de monede, e flacăra voastră geamănă. Și sunt amânări. Sunt așteptări, 7 de monede. Pentru că, da, întâlnirea cu flacăra noastră geamănă nu înseamnă musai că trebuie să rămânem cu ei. Adesea unul e căsătorit. Poate chiar amândoi sunt căsătoriți și atunci trebuie să se producă doar ce? Schimbarea, transformarea, da? Moartea vechiului personaj ca să renască al doilea. Da? Vă rog să-mi confirmați.
Totuși, clarificăm soarele ca și rezultat. Pentru că soarele înseamnă și trezire spirituală. Dacă v-ați întâlnit cu acest personaj, înseamnă că se produce totuși mai trezirea spirituală pentru mulți. Pentru unii. Da. Hai, nu mulți, unii. Ia uite, 3 de monede. Ea voastră. Și cavalerul de spade, tot așa, energie trăsnetă. Înțelegeți dorința de a-i comunica. Iar, mai dăm o carte. 3 de monede și soarele. Exact cum a apărut. Fantastic. 3 de monede și soarele, vedeți? 3 de monede și soarele. Mai dăm o carte. Așteptarea, nu, altă carte. Am văzut-o pe asta. Altă carte. Steaua. Am zis, e o persoană publică. Pentru unii, e o persoană publică. Pentru unii. E o persoană care vă transformă, vă vindecă, care ține de destinul vostru, dar asta nu înseamnă că veți rămâne împreună. E o chestie, da? E o chestie. Este foarte necesară în transformarea voastră și iar apare 7 de monede. Este necesar. Ia uite, trebuie să învățați să vă eliberați emoțional de o construcție financiară. Iar apare 10 de monede. Nu zi mulțea de căsnicie. De căsnicie poate să fie pentru unii. Dar e o construcție financiară. Poate să fie un job, o obsesie pentru bani, o obsesie de a avea. Credeți că numai banii? Că asta e tendința capricornului. A unora, repet, că n-am nimic, am sunteți dragi. N-am nimic cu voi. Știți că am prieteni capricorni și n-am cum să nu țin cu voi. Nu? Și totuși, acești 7 de monede înseamnă așteptare. Și cum am zis mai devreme, o așteptare productivă în care munciți. Și unde munciți? Munciți în această transformare a voastră. Munciți cu voi. Tot ce v-a apăsat până acum trebuie să nu vă mai apase. Sau trebuie să renunțați la anumite lucruri care vă apasă ca să puteți să creșteți într-o nouă direcție. Repet, puteți unii dintre voi, capricorn, capricoance, ce sunteți? Chiar vă doriți, măi, să creșteți spiritual cu Marea Preoteasă de două ori. Dacă aveți niște secrete, e dreptul vostru și vă susțin. Având luna în scorpion, e dreptul omului la intimitate. Poate să caute cealaltă zodie, cât o căuta. Dreptul vostru. Clarificăm cavalerul de cupe, vă rog frumos. Stai cu minte. Stai cu minte, iubirea lui mama. Ia uite, aveți pasiune pentru cineva. Regele de băte, regina de băte, asta e. Dacă până acum, taci, iubirea lui mămică, vine să te iau în brațe. A, scumpa lui mama. Ce iubire? O, scumpete. Nu, că noi ne iubim. Așteaptă un pic, că mai... Da? Afară regina și regele de monede. Da, un cuplu tradițional. Dar nu mai vreți. Aici este trezirea. Cineva vă inspiră la ceva. Vreți pasiune. În sensul, nu aiurea. Nu e o romanță pur și simplu. Nu e o romanță de adolescență. E o romanță matură în care se împărtășește dragostea cu înțelepciune. Ia uite, interesant. 3 și cu 5, 8, nu? Hai că totuși am cargulat bine. E o dragoste. Deci împărtășirea acestei iubiri transformă. Mai. Asta e. E frumos. Hai să dăm iubirii ce merită, da? Ia uite, adevăr. Adevăr, asul de spade, victorie. Comunicare. Da? Exprimarea unor lucruri. Într-un viitor. Asta e. Cine o fi? Cuplu care vă creează această inspirație și pasiune, voi știți. Dar există două personaje cu care vă înțelegeți foarte diferit. Unul tradițional, altul plin de romantism. Și de... Pentru unii poate să fie și spiritual. Cu uniunea sufletelor poate să fie și spiritual. Dar nu pentru toată lumea. Repet, mami, sunt cicălitoare, ca să nu uitați. Și problema este că unii aveți un copil. Și atunci asta e, cel puțin unul. Da? PC, v-a plăcut? E mai lungă, dar asta e. Am zis că totuși clarificările sunt necesare. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup mai capricornilor. Și ne mai auzim în luna mai, nu? Hai, numai bine. Ceau, ceau!